Bună seara și pacea Domnului Iisus tuturor celor prezenți și cei care ne urmăriți pe mediul online. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că suntem la un nou sabat, început de sabat și El să fie alături de noi începând din seara aceasta. Aș vrea să vă spun programul pentru acest sabat, pentru această seară de vineri. El avem pe fratele Constantin Popescu, care va prezenta cuvântul în seara aceasta. Mâine, după cum știți și am fost anunțați, vom avea Sfânta Cină. Toți cei care sunteți prezenți, anunțați și pe ceilalți, ca să știm să fie biserica plină. La ora 10 vom avea școala de sabat. Iar mâine după amiază, probabil că va fi un program în care se va trece în revistă evenimentele ultimilor zile. Domnul să fie cu noi. Un anunț în legătură cu înmormântarea fratelui Sabo. Va avea loc pe data de 19 aprilie, vineri. De astăzi, în două săptămâni, probabil că cunoașteți foarte mulți dintre dumneavoastră. Și să nu uităm să ne rugăm în continuare pentru familie și pentru situația prin care trec. Să ne rugăm și pentru cei care îi avem în biserica noastră bolnavi, îi știm, și Dumnezeu să fie aproape de noi în acest sabat. Vă invit să ne ridicăm și invit pe cei doi frați aici în față. Vă invităm în numele Domnului Iisus Hristos să cântăm spre slava lui Dumnezeu cântarea numărul 17. Doamne Sfinte, te mărim! Thank you.
Ne rugăm. Tatăl nostru care locuiește în ceruri, îți mulțumim pentru că este din nou sabat. Îți mulțumim pentru că putem să venim din nou la tine, înaintea ta. Îți mulțumim pentru că putem să ne întâlnim din nou cu frații noștri. Te rugăm, Doamne, ca Duhul Tău cel Sfânt să fie în mijlocul nostru în seara aceasta. Să binecuvintezi vorbitorul și să ne pregătești pentru întâlnirea cu tine. Ți-am cerut toate acestea în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Pacea Domnului și un sabat binecuvântat și mă bucur să avem ocazia să ne revedem. A trecut ceva timp de când am fost ultima dată și sper din toată inima ca să fie un sabat frumos, de bucurie și de slavă la adresa și onoarea numelui Lui Dumnezeu. Am cu mine un bagaj mare, dar îl descărcăm așa pe cât, din locurile pe care le-am fost și le-am văzut, din comunitățile pe care le-am vizitat și activitățile care au fost și, bineînțeles, activitatea care o avem împreună. Fratele Daniel Ciobanu m-a rugat special să vă transmit salutul dânsului. Dânsul este la ora de rugăciune la momentul ăsta, cu comunitatea de la Portland. Și poate cu unii dintre cei care nu sunt în sală. Dragii mei, în seara asta nu vreau să vă obosesc prea mult, câteva lucruri, zic eu, importante vreau să împărtășim și experiența care să ne pregătească și pentru evenimentul de mâine dimineață. În Cartea Psalmilor, la capitolul 15, psalmistul David, că e despre el este vorba, își pune o întrebare. Ce, Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel Sfânt? Răspunsul simplu. Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Uneori noi credem că viața este complicată și, într-adevăr, poate fi complicată din anumite puncte de vedere. Dar, totuși, adevărul e atât de simplu și atât de clar pentru fiecare dintre noi dacă vrem să-l descoperim și să-l înțelegem. Și uneori noi singuri încercăm să găsim răspunsul la întrebări, cine știe ce mai zise, teologice. Dar eu mă refer la Biblie și, deși putem discuta lucruri teologice, eu zic că mai bine să rămânem la ceva simplu și frumos pe care să ne binecuvinteze inima și să ne umple inima în această seară. În Cartea Evangheliilor, sunt multe lucruri interesante și dacă avem o sinoptică a Evangheliilor, vedem că multe lucruri se suprapun. Dar în seara aceasta v-am ales ceva care nu se suprapune cu nimeni și cu nimic. Da? Un lucru care, cel puțin pe mine, m-a pus pe gânduri și de multe ori am meditat și am avut ocazia să meditez în locuri care poate unii dintre noastre ați fost sau ați dori să fiți. În Evanghelia lui Ioan, la capitolul 3, apare un personaj. Un personaj foarte interesant. Un personaj care, zic eu, deschide ușa unor lucruri de a înțelege cu adevărat ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună fiecăruia dintre noi. Și răspunsurile sunt simple, clare și precise.
și care, de fapt, cum să spun eu, fundamentează ceea ce Dumnezeu așteaptă și dorește de la fiecare dintre noi. Această relatare și această întâmplare are loc după o zi foarte încărcată a Domnului Hristos. Nu cu mult timp în urmă, fusese în Cana, avusese loc prima minune. Interesant, frumos. Am fost în Cana de două ori, în Cana Galilei. Sunt unii care acolo și-au declarat încă o dată soțului, soției, jurămintele. Dar Domnul Hristos acum era la Ierusalim și avusese o zi plină, care culminase cu un eveniment destul de dur, dacă e să-l privim din perspectiva omenească. Avusese loc prima curățare și alungare din curtea templului a celor care... Se părea că lucrarea Domnului Hristos este în cumpănă. Și cei din conducerea poporului Israel își puneau tot felul de întrebări și probleme. Printre ei și personajul despre care vom vorbi în această seară. Pentru că poate mulți vă întrebați, da, cine era Nicodim acesta care apare aici, zice, între farisei, atenție, între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Interesant. Un conducător, un membru al conducerii de vârf a poporului Israel. Da? Unul care avea un cuvânt greu de spus. Și chiar a și spus. Și acest om a vrut să stea de vorbă cu Iisus. Să ne imaginăm puțin atmosfera. Domnul Hristos, ca de obicei, ca o paranteză interesantă, câte nopți a dormit Domnul Hristos în Ierusalim? Deci în cetatea Ierusalim. Câte nopți a dormit? A dormit. A fost noaptea. A stat noaptea în Ierusalim. Ia să vă văd. Cum? Da, când era copil la 12 ani. Da. O noapte, două au fost, trei zile, da? L-au căutat. Și mai e vreo noapte? Noaptea în care a fost în închisoare la casa lui Caiafa. Când am fost acolo, vă spun că am stat și m-am întrebat, de ce Domnul Hristos nu a fost și El, ci era în Muntele Măslinilor? Eu, răspunsul meu, personal, l-am dat că, de fapt, Domnul Hristos ar fi trebuit să stea în continuare în templu, că acolo era locul Lui, nu în altă parte. Dar hai să venim la Nicodim. Ziua s-a terminat și Nicodim se duce să-L caute pe Domnul Hristos. Muntele Măslinilor, nu? Plin de măslini, seara, se lăsase. Și Nicodim știa, atenție, foarte interesant, știa unde să-L găsească pe Domnul Hristos. N-a bâșbâit noaptea. Probabil cu un felinar, s-a dus la locul. Deci el știa unde este Domnul Hristos și ce face acolo. Nu?
să informați. Foarte interesant. Și vine, zice, acesta a venit la Iisus noaptea. Este un lucru care, zic eu, un pic definește atmosfera. Nu s-a dus ziua. Din mai multe motive, nu vreau să dezbat lucrul ăsta acum. Am putea discuta, da? Ne-am lungit prea mult. Doar așa, simplu. Nu vrea să se știe că se întâlnește cu Domnul Hristos. Cea mai simplu răspuns. Și acum, atenție, rabi, adică învățătorule, știm că ești un învățător de două ori, da? Venit de la Dumnezeu. Căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Marea problemă a multora, chiar și în zilele noastre, este legată de recunoașterea dumnezeirii Domnului Hristos. Vedeți, el când face aceste afirmații, spune că e doar un învățător venit de la Dumnezeu. Nu spune că e Dumnezeu, nu spune că e Mesia. La prima vedere pare o întrebare bună, o întrebare frumoasă, dar dacă stai și te uiți dincolo de ea, observ că, de fapt, Nicodim vine cu o afirmație care deranjează într-un anumit sens. Și ca urmare a acestui fapt, vine întrebarea și răspunsul Domnului Hristos. Că eu de multe ori m-am întrebat, dar de ce Domnul Hristos îi răspunde așa tăios? Deci Nicodim era fariseu. Care era baza fariseilor? A închinărilor. Păi ce se bazau ei? Păi noi facem rugăciuni, noi și așa mai departe. Eram în Ierusalim pe o stradă cu un grup și era un rabin din ăsta care mergea pe stradă și citea. Să mai oprea ca să se roage. Și după aia se uita în jur să vadă dacă îl vede lumea. De vreo două, trei ori cât a fost, a trecut prin zona aia unde eram noi, așa a făcut. Și asta și m-a întrebat, interesantă, asta era viața fariseilor. Se bazau pe ei. Se bazau pe ceea ce realizau ei. Și, de fapt, ei erau într-un contract cu Dumnezeu și pentru că ei respectau la literă, da? Atunci Dumnezeu trebuia să le facă ceea ce aveau ei nevoie, ceea ce cereau ei. Dar Domnul Hristos îi spune cu totul altceva. Și anume, Nicodeme, nu de litera legii ai nevoie, ci ai nevoie de altceva. Și în seara aceasta aș vrea să ne concentrăm pe acest aspect. Care este nevoia noastră a copiii lui Dumnezeu? Lucrurile acestea așezate la literă și la virgulă? Sau avem ceva dincolo? Ceva care trece, transcede? Ceva care nu este legat doar de, ci se leagă de viața interioară, de aspectul spiritual. Și Domnul Hristos îi spune simplu, nu poate vedea împărăția cerului. Nu că nu este, nu că nu intră, nu că nu ajunge, ci nu poate vedea. De ce? Pentru că de obicei noi vedem lucrurile care sunt concrete, lucrurile care sunt materiale. Când e vorba de lucrurile spirituale, lucrurile stau mai diferit. Și pentru că suntem oameni, Nicodim, ce îi spune? Cum se poate un bătrân să se mai nască din nou? Așa, are dreptate, nu se poate.
N-are cum un bătrân să mai nască din nou. Dacă el se menține pe piedestalul lui, n-are cum. Ca să se nască din nou, el trebuie să coboare. El trebuie să se așeze la piciorul crucii, să vadă că el este un păcătos. Să vadă că el este diferit de ceea ce crede el în esență. Noi nu putem spune, nu putem judeca pe Nicodim că nu era un om credincios, că nu credea în Dumnezeu, că nu vroia să-i slujească lui Dumnezeu. Ei, în principiu, făceau lucrurile acestea, să zicem. Dar le lipsea partea cea mai importantă, cea mai valoroasă. Și mai ales partea spirituală. Și Domnul Hristos se concentrează pe acest aspect. Și anume, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, e cu literă mare, da? Deci nu se referă la Duhul omului sau asta, ci se referă la Duhul, la Duhul Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt. Ați observat un lucru? Că în ultimul timp este cea mai mare bătălie împotriva personalității Duhului Sfânt? Că oamenii nu mai cred și contestă lucrarea Duhului Sfânt? Pentru că Satana știe un lucru. În momentul în care cineva nu se lasă în mâna Duhului Sfânt să fie prelucrat, la revedere, nu mai are nicio șansă. Marea bătălie și problematica noastră de astăzi este tocmai aceasta. De a descoperi și de a înțelege lucrarea Duhului Sfânt în viața mea personală. Nu se pune problema că nu credem în Dumnezeu, că nu, ci problema, sunt eu transformat, sunt eu schimbat, merg eu pe drumul schimbării. Câți dintre noi, dacă ar fi să ne uităm la Nicodim, ne-ar simți și noi la fel? Am fi și noi în situația asta? Eu cred că de multe ori am fost fiecare, într-un fel sau altul. Chiar dacă recunoaștem sau nu recunoaștem. Dar de multe ori ne-am așezat în poziția lui Nicodim, spunând Domnului, Doamne, da, eu sunt corect din toate punctele de vedere. Păi și atunci, cum nu e născut din nou? Pentru că Domnul Hristos spune în versetul 10 ceva important. Tu ești învățător, îi întoarci, foarte interesant. Cum s-a adresat Nicodim Domnului Hristos? Învățătorule. Și acum zice, Domnul Hristos îi întoarce. Tu ești învățător, că era rabin. În Israel și nu pricepi? Atunci să mai așteptăm la ceilalți care cunosc mult mai puțin decât tine. Și Domnul Hristos accentuează un lucru foarte important. Și anume, zice, voi nu primiți mărturia noastră. Deci e plural. Deci Domnul Hristos nu se referă doar la El, ci se referă la dumnezeire. Nu vi se pare interesant că din ce în ce mai mulți creștini, chiar și în Biserica Adventistă, contestă anumite persoane din dumnezeire? Și de fapt fac aceeași greșeală ca și poporul Israel, care l-au contestat pe Domnul Hristos că este Dumnezeu. Și au contestat faptul că Domnul Hristos și cu Tatăl și Duhul Sfânt au lucrat la acest plan de mântuire.
Și aici menționează foarte clar versetul 13. Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a pogorât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Foarte interesant. Și apoi urmează faimoasele declarații. Cele mai importante declarații din Scriptură le găsiți aici. Sunt și celelalte, nu contestăm. Dar cheia este aici. În ce privește mântuirea mea și mântuirea fiecăruia om. Zilele acestea au fost, așa cum știți foarte bine, nu de mult s-a încheiat, sărbătoarea zisă cea mai mare sărbătoare creștină. Nu intru în amănuntă privitor la problematica ei, dar ca idee. Și oamenii vorbesc foarte mult de cruci. Și aici ni se spune o comparație, se arată o comparație extraordinară. Eram pe muntele Nebo, am fost de două ori acolo și este acolo un stâlp cu un șarpe de Aram. Da, mă interesează mai puțin. Dar m-am gândit la Moise. Pentru mine Moise este un personaj fascinant. Am avut ocazie să văd câteva lucruri pe urmele lui. Moise a avut la picioare întreg Egiptul. Da? Am avut ocazie și am văzut de mult timp și am prevăzut, am fost în Egipt anul trecut. A fost descoperit faimosul mormânt al lui Tutankhamon. Cât aur era acolo și este. Și nu a fost un faraon decât de 12 ani. Câți ani a avut Moise când a plecat din Egipt? 40 de ani. 40 de ani și era fiul fiicei lui faraon? Da? Deci e clar că era, nu-i mai trebuia decât un singur pas. La 40 de ani. Și acest om, acest personaj, lasă tot. Avea la picioare un imperiu. Pleacă de acolo și a ales, spune Pavel în Evrei, să sufere cu poporul lui Dumnezeu. Și aici ni se spune, zice, cum a ridicat Moise, șarpele de aramă, așa va fi ridicat și Hristos. Și versetul 17 este cheia întregului pasaj. Fiindcă Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume să judece, adică să condamne. Că asta înseamnă, în principal, ideea. Nu? Ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Dragii mei, problema mântuirii este o problemă rezolvată. Știu că vi se pare ciudat unora, dar problema mântuirii este rezolvată. Adică în ce sens? Păcatele oamenilor pot fi iertate. Toți oamenii pot să, da? Pot să fie mântuiți. Deci chestiunea mântuirii mele nu mai ține de partea Dumnezeirii, ține de mine. Ține dacă eu sunt dispus să accept. Dacă eu sunt dispus să privesc la Hristos și la ceea ce El a făcut pentru mine. De ce? Că am fost eu bun? Că am făcut eu lucruri extraordinare? Ca asta? Nu. Ci pentru că
El, Dumnezeu, și Tatăl, și Fiul, și Duhul Sfânt ne-a iubit. Dragii mei, Dumnezeu ne iubește pe fiecare dintre noi. Și pe dumneavoastră, și pe cei care se uită la noi în această seară. Orice situație ar fi, nu uitați, Dumnezeu ne iubește. Chiar în timp ce veneam în coace, m-a sunat cineva să-mi spună că a avut o rezolvare extraordinară la tribunal, a avut o problemă gravă la tribunal. Și am spus, s-a rezolvat pentru că Dumnezeu te iubește. Și vrea ca tu și tu și noi toți să fim mântuiți. Unde-i piedica? Da, Hristos nu e. Da, crucea este importantă. De asta este importantă pentru că s-a plătit prețul păcatului. Și omul nu mai trebuie să moară veșnic. Dar, zice, oricine crede în el nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurul Fiul al Dumnezeu. Ascultam o dezbatere la cineva, nu vreau să dau amănunte și astea, care spunea, termenul de fiu al lui Dumnezeu nu apare decât în Noul Testament. Zic, măi, n-am citit eu bine Biblia? Zic, ia să reluăm. Și ne ducem în cartea lui Daniel cu cei trei tineri, da? Vă aduceți aminte, da? Nu are rost să mai stau să citesc. Vă aduceți aminte. Cei trei tineri în cuptor și vine împăratul și se uită, zice, Dumnezeu, dar noi am aruncat trei. Mai e unul acolo. Și? Ce spune împăratul păgân? Atenție, împăratul păgân. Păgân. Ce spune? Arată ca un fiu de Dumnezeu. Fantastic. Un împărat păgân recunoaște pe Domnul Hristos înainte de Noul Testament, fiind implicat în planul de mântuire, în mod concret și precis, personal. Și poate, dacă vreți, mai putem găsi și altele. Eu m-am luat legat de asta pentru că aici am un împărat păgân, care, da? Că și Daniel vorbește mai târziu despre lucrul ăsta, am văzut pe unul care arăta ca un fiu de Dumnezeu, stând pe un tron. Deci, dragii mei, este un lucru important. Nicodim auzise predicarea lui Ioan Botezătorul. Era predicarea pocăinței. Știa despre ce este vorba? Da, numai că nu vrea el să înțeleagă. Că aveau părerile lor. Aveau viziunea lor, aveau făgașul lor, dacă vreți. Și Domnul Hristos tocmai aceasta îi spune, Nicodim. Vino la piciorul crucii, schimbă-ți viața și pornește de aici. Pornește de la acest moment, pentru că altfel, uitați ce spune mai departe. Și judecata asta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Poate că unii pot să zică și cei care ne privesc, păi de aceea noi umblăm în întuneric. Noi umblăm în lumină, că Dumnezeu este lumină. Păi nu, dacă Dumnezeu este lumină, atunci mergeți cu Dumnezeu. Și mergeți pe calea care duce la salvare, la mântuire. Pentru că ce spune mai departe? Pentru că faptele lor erau rele. Opa! În ce sens erau rele? Făceau rău? Făcea Nicodem rău?
Din perspectiva asta, Pavel spune, nu? Ca fariseu era... I-a trebuit ceva timp și lui să înțeleagă. Lucrul acesta zice, dar cine lucrează? Versetul 21. Da? Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Nu meritele și realizările mele, ci meritele și realizările Lui. El poate face lucrul acesta. El poate aduce schimbarea, poate aduce transformarea care este necesară prin Duhul Sfânt. Fără lucrarea personală, concretă și directă a Duhului Sfânt în viața mea, n-am nicio șansă. Mântuirea este o certitudine din perspectiva lui Dumnezeu. Din perspectiva mea, e cu semnul întrebării de ce. Pentru că, ca orice păcătos, nu? Poate unii ziceți, păi da, frate, stai, că noi n-am făcut rele, nu suntem oameni răi. Da, poate, nu contez lucrul ăsta. Din ce perspectivă? Că dacă vorbim din perspectivă biblică, zice că toți au păcătuit. Și cine n-are păcat, da? Deci, lucrurile sunt clare, n-avem ce să negociem aici, n-are ce să s-o întoarcem într-un fel sau altul. Ci aici lucrul ne este arătat. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca lumea să fie mântuită. Fiecare dintre noi. Dumnezeu ne vrea mântuiți. Pentru că ne iubește. Și pentru că ne oferă tot ce e necesar ca eu să fiu cu El în veșnicie. Practic, într-un anumit sens, viața aceasta are un singur scop. De bază. Și anume, de a sluji pe Hristos. De a-L urma pe Hristos. E adevărat, uneori nu prea ne convine. Uneori nu prea. Da? Amintim, plângem, mai ce a suferit Domnul Hristos. Ce zic oamenii? Cei mai mulți, oh, ce a suferit Domnul Hristos. Câți dintre noi suntem conștienți că El a suferit pentru mine? Că de fapt El acolo a suferit în locul meu. O întâmplare povestită de cineva, nu am dovadă că era o realitate sau altceva de genul ăsta, dar am reținut-o că mi s-a părut interesant. Cineva se tot întreba, Domne, ce a suferit Domnul Hristos? Dacă aș fi eu acolo, nu aș lăsa pe niciunul să facă lucrurile astea. Nu aș lăsa pe niciunul să facă Domnului Hristos ceea ce i s-a făcut. Și noaptea aia, în seara aia, sau mai știu eu, a avut un vis. Se făcea că este pe drumul cruci, cum se spune. Am fost și eu pe așa zisul drum al crucii. De două ori. Nu există nicio dovadă. Ierusalimul, care era pe vremea Domnului Hristos, e la 7 metri adâncime. Străzile și celelalte. Dar nu se poate săpa că sunt unele peste altele. Iar, de exemplu, la templu, am fost și la vreo, cred că cel puțin 25 de metri adâncime în partea zidului, care era spre templu. Dar să revenim la paranteze. Și mergea. Și Domnul Hristos cu crucea în spate, după ce fusese bătut și schinjuit. Nu vreau să intru în amănunte, că nu vreau să... Poate unii mai sensibili pot să aibă dificultăți. Pentru că, într-adevăr, n-a fost o moarte ușoară.
Și eu m-am întrebat, de ce Domnul Hristos a fost răstignit? Pentru că dacă aveau ceva, trebuiau ca și pe Ștefan să-l ucidă cu pietre, nu? Dar n-au avut curaj. Și atunci i-au pus pe romani. Și dacă vă imaginați coroana de spini care îi dădea cu trestia, da? Și intra spinii și ieșeau, intra și ieșeau, de câte ori le-a lovit. Nu mai să vorbesc de biciul acela care ce făcea, smulgea carnea. Dar vorbim de cruci. Și a mers după Domnul Hristos. Sângele fierba, era tot mai agitat. Când a căzut sub cruce, ar fi vrut să ducă acolo. Da, soldații trăgeau și l-au luat pe Simon din Cirene și a dus crucea. Și a urcat. A urcat pe muntele Golgotei, pe muntele Căpățânii. Domnul Hristos a fost dezbrăcat. Știți, e penibil să fii obligat să fii dezbrăcat în public. În situația în care era și plin de sânge și așa mai departe. El care era Dumnezeu. El care n-a făcut nimic, n-a avut nicio vină. Și au strigat inclusiv îngeri, cei răi care erau în mulțime și agitau mulțimea. Dar acum s-a apropiat de momentul în care să fie răstignit. Lemnul crucii așezat, jos, Domnul Hristos a fost întins. Nu se mai putea întinde El, ci l-au întins ei pe cruce. Și cineva din întuneric a venit cu cuiele și ciocanul și a început să bată. În momentul ăla n-a mai putut. Și a zis, nu se mai poate. Mă duc să-l dau la o parte. Și cel care bătea cu ele a întors fața către el. Când a întors fața și a pus mâinile, era fața lui. Poate e o întâmplare, dar poate că ne spune ceva despre noi. Hristos a fost răstignit pe o cruce din cauza mea, pentru mântuirea mea, pentru salvarea mea, pentru că m-a iubit și a făcut-o din dragoste și Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Și atunci mântuirea este. Iar evanghelistul Luca menționează foarte frumos declarația Domnului Hristos. Dacă voiește cineva să vină după mine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Dragii mei, nu știu, în seara aceasta aș vrea fiecare dintre noi să răspundem personal și individual. Voi fi și eu Nicodim, care încerc să pun lui Dumnezeu diverse probleme teologice și așa mai departe, în loc să zic, Bunule Iisus, care e calea pe care trebuie să urmez? Care e drumul? Că drumul ăsta al meu pe care sunt eu nu duce unde trebuie. Poate dumneavoastră aveți altă părere, nu-i nicio problemă, nicio asta, dar să știți că nu ne putem juca cu lucrurile acestea. Într-un fel sau altul, viața noastră este un răspuns la această problemă. E un răspuns care fi poate potrivit sau nepotrivit. Noi decidem. Dumnezeu a decis. Dumnezeu a făcut. A făcut tot ce trebuie. Ne-a pus la dispoziție tot.
tot ce este nevoie pentru mântuirea și salvarea noastră. Rămâne de văzut care e situația mea. Să văd de văzut ce fac eu cu eu-ul meu. Pentru că nu poate fi Domn în inima noastră și eu-ul și Domnul Hristos. Ori e unul, ori e altul. Nu e nici procent de 50%, de 90%, de 99%, nu. Ori e 100%, ori nu e 100%. Noi decidem. Dragii mei, mulțumim Bunul Dumnezeu pentru iubirea pe care El ne-o arată. Fiecare zi e o nouă ocazie oferită mie și fiecăruia dintre noi de a-L sluji, de a ne închina Lui, de a descoperi iubirea Lui Dumnezeu în viața mea și în viața altora. Uitați-vă ce se întâmplă în lume și uitați-vă ce se întâmplă în jur. Lumea este disperată să descopere adevărata iubire. Problemele lumii noastre sunt tocmai acestea. Problemele bisericii sunt tocmai acestea. Pentru că dacă descoperim iubirea lui Dumnezeu și a lui Hristos, atunci nu mai sunt. Atunci noi nu avem decât să mulțumim Domnului. Doamne, îți mulțumim că ne-ai oferit atât de mult. Nu meritam. Iartă-ne că am fost mult mai încăpățânați, ca și Nicodim, să punem întrebări, iertați-mă, stupide. Sunteți de acord că întrebarea pe care o pune cu un om bătrân care se nască. Uita cu cine vorbește. Uneori vrem ca Dumnezeu să fie după viziunea și mentalitatea noastră, pierzând din vedere că Dumnezeu e Dumnezeu. Și că El a făcut și face tot ceea ce e nevoie. Ce aș mai putea face, spune viei mele? Eu rog pe Dumnezeu să vă binecuvinteze și ocazia de mâine la cină să fie ocazie de reconsacrare personală a fiecărui. Și să ne bucurăm. Nu e, dragii mei, nu trebuie să ne apunem pe plâns, pe nu știu ce, nu. E o bucurie. Pentru că mântuirea a fost rezolvată. Mai rămâne de mine să o aleg și eu. Și Dumnezeu poate să facă tot ceea ce este necesar pentru fiecare dintre noi ca să fim acolo cu El. Pentru că El ne-a pregătit un loc și vrea să fim cu El în veșnicie. Dar, e adevărat, calea crucii nu e de cele mai multe ori plăcută firii pământești. Dar poate fi plăcută sufletului și poate fi plăcută de cei din jur ca să aducă slavă și laudă lui Dumnezeu. Eu mă opresc aici și să ajute Bunul Dumnezeu ca să fim un Nicodem de astăzi. Un Nicodem care descoperă, așa cum a descoperit și Nicodem mai târziu, șarpele și Domnul Hristos. În momentul în care a văzut pe Hristos pe cruce, Nicodem a înțeles. Să ajute Domnul ca să înțelegem noi toți și cei care ne urmăresc pe internet sau vor vedea mai târziu, în altă ocazie, să avem parte de lucrul acesta de a descoperi frumusețea iubirii lui Dumnezeu în viața noastră. Amin. Încheiem serviciul nostru divin din această seară cântând spre slava Domnului cântarea 121. L-am văzut pe Iisus.
Tatăl nostru, venim în aceste clipe înaintea Ta să-ți mulțim pentru că Tu ne-ai iubit foarte mult. Te rugăm să ne ierți că de multe ori nu am fost gata să primim darul Tău. Că de multe ori, într-un fel sau altul, fie prin vorbe, fie prin fapte, nu am înțeles măreția iubirii Tale prin jertfa Fiului Tău. Iartă-ne, Doamne, curățește-ne și fă-ne să înțelegem iubirea aceasta, să înțelegem măreția ofertei Tale, să o primim cu toată inima ca să fim mai Tăi pentru veșnicie. Doamne, dar nu vrem să fim singuri. Vrem să fie și cei ai noștri. Să fie și cei care poate s-au depărtat. Și cei care poate au mers pe alte drumuri. Întoarce, Doamne, inima părinților către copii și a copiilor către părinți. Întoarce inimile noastre către Tine. Sprijină și întărește și binecuvântează pe cei bolnavi și în suferință care Te caută. Binecuvântează această comunitate, pastorul ei și toți cei care lucrează aici și ajută ca cât mai mulți să poată fi mântuiți și salvați, să cunoască această iubire, să afle despre această ofertă și să o primească din toată inima, pentru că vrem cât mai curând să fim acolo unde Tu ne aștepți. Fii cu noi și în drumul de casă și ajută-ne ca mâine dimineață să fim aici pentru a ne împărtăși cu simbolul jertfei Tale și cu speranța și bucuria revederii cât mai curând în împărăția Ta, unde ajungem să aducem slavă și onoare numelui Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin.